Primăria Municipiului Megidia și Serviciul Cultură organizează în perioada 21-22 mai cea de-a 5-a ediție a Festivalului de Muzică Ușoară și Populară Tinere Speranțe. Toți copiii talentați ai orașului și nu numai pot participa la acest eveniment. Festivalul urmărește promovarea copiilor și tinerilor interpreți, având două secțiuni împărțite pe mai multe categorii de vârstă. Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 11 ani vor prezenta numai melodii românești, iar de la 12 ani pot fi interpretate și piese din repertoriul internațional, dar acestea trebuie să fie adecvate vârstei. În ceea ce privește secțiunea de muzică populară la categoriile de vârstă 12-14 ani și 15-18 ani, candidații trebuie să interpreteze obligatoriu și o piesă fără acompaniament, respectiv o doină sau baladă, iar repertoriul poate fi ales din orice regiune a țării. O nouă ediție, sperăm să fie mai bine organizată. Data este 21 și 22 mai, atunci când sperăm să avem o ediție proaspătă, cum spuneam, mult mai bine organizată. S-au demarat începând de astăzi, 14 martie, înscrierile pentru acest festival. La fel avem categoria muzică populară și categoria muzică ușoară. Pe 21 muzică ușoară, pe 22 muzică populară. Am păstrat aceleași categorii de vârstă. Invităm posibilii concurenți să intre să vadă pe Facebook-ul primăriei municipiului Megidia informații despre regulament, despre aceleași categorii de vârstă. Tocmai asta vreau să spun, că nu s-au schimbat, s-au păstrat, tocmai de aceea dorim să dăm posibilor concurenți această normală posibilitate de a se întrece cu cât mai mici categorii de vârstă între ei, să nu fie decalajul prea mare. Văzând că anul trecut a fost chiar bine în împărțirea grupelor, am respectat aceeași categorie de vârstă sau aceleași categorii de vârstă și implicit toate grupele de vârstă. Ce să vă spun, sperăm ca ei să vină într-un număr cât mai mare, sperăm ca evenimentul să fie mai bine promovat, asta face și dumneavoastră și vă mulțumesc pe această cale, să avem un festival la Megidia de talente, cum îl și denumim, Tinere Speranțe, de talente și nu un festival care să ducă faima negativă a ceea ce înseamnă festival. Am demonstrat prin nota la vedere că vrem să avem un festival corect, vom fi la fel și anul acesta cu acest regulament impus de noi și anume nota la vedere. Până la un festival trebuie să fie un festival care să arate valoarea copilului și nu trucajul acelui talent arătat. Nu batem apropo la celelalte festivaluri care sunt în circuit. Ba din contră, vrem să fim un model și să dăm copiilor curajul să ajungă la festival, găsind la Megidia un festival bine organizat și corect. Până la urmă, asta e menirea festivalului, să arate cu adevărat talentul și valoarea acelui copil. Înscrierile la acest festival se pot face până la data de 6 mai, iar taxa este de 70 de lei. Nu pot participa copiii care anul trecut au câștigat un trofeu la o categorie de vârstă, ei vor intra doar în recital. Juriul va fi format din personalități ale muzicii ușoare și populare românești, va puncta calitățile vocal-interpretative ale concurenților, prezența scenică, autenticitatea costumelor populare, valoarea și dificultatea repertoriului, originalitatea interpretării, precum și repertoriul adecvat vârstei.